Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Suntem pe serverul Urban City, vă aștept și pe voi. Abia de-am intrat pe server, ați văzut live-ul pe care l-am făcut cu serverul. Am zis că o să editez un intro, să zic așa, cum am ajuns eu la firmă. Ideea că s-a vorbit prea mult pe background, adică în spate. La ceea ce mă refer în spate ar fi... Da, am picat o mapă. Nu știu de ce se vede așa roșu, dacă știți cumva să-mi zice și mie, ideea că trebuia efectiv să fiu în apartament în momentul de față. Da, nu contează, lasă că totul bine. O să mergem încetul și la firmă, abia de s-a dat restart, o să pun Discord-ul de la ei în descriere, așa că nu uitați să intrați și voi și să vă jucați cu noi împreună, vedeți că jocul e pe tip hard. Și... Nu, mare atenție ceea ce faceți, eu de acum spun, nu o să răspund pentru voi. Mi s-a întâmplat la un moment dat să se întâmplă ceva urât și da. Haide că mergem, motocicletă și îmi iau motocicleta, cel mai bine. Mamă, 50 de mii cu asta, adică ar trebui să mă duc să-mi iau niște pachete de țigări, dacă tot te-am înțeles eu, dacă îți crește tensiunea. Cam trebuie să iei asta. O să trebuie un roleplay după ce ajungem la firmă. Vreau să fac și o poză pentru da, ce ar mai fi. Adică la asta mă refer, un exemplu, thumbnail, PTK cu asta. Ați văzut ce am făcut astăzi, din câte am înțeles o să urmeze ceva, un mic roleplay, că o să vedeți pe parcurs. Dacă crezi că videoclipul o să fie foarte lung, atunci am să-l editez. Bun. Normal, ca să intru roleplay de la început, trebuia efectiv să-mi închid web-ul și... Da, știi și voi, să intrăm în caracter. Deja băieții au început. Perfect. Tensiunea tot în crește din câte observ. Da. Hai să vedem, din câte am înțeles avem destul de mulți colegi noi care sunt... care abia de s-au angajat. Merge să vedem... Ce fac, mamă, cât de fain se vede efectiv, adică arată super, super. Mai în față-i. Mai așteptăm cu un băiat. Salut, salut. Te-a jucat ceva? Salut, știi cumva de măduțul dacă ai intrat? Nu, nu știu. Dacă nu știu. Că l-am adus mai puțin mai devreme cu taxiul, că sunt taximetrist de meserie. Okay. Și nu mi-a plătit cursa. Mm-hmm. Și acum am rămas și fără taxiul, pentru că s-a redat start la oraș. Ok, stai puțin că mă duc să întreb înăuntru, ok? Bine, mulțumesc. Deci a spus domnul măduțul. Da, mă duc. Bine, bine, 2 minute, revin. Salutare. Hainele pentru muncă. Colegii, mă auziți? Vrei să te ajut acum sau? Este pe aici da, un domn pe nume Măduțu? Colegul, mă auzi? Colegul? Zucii! Bă, este cineva sub nume Măduțul, caut un taximetrist, ai zis că nu i-a plătit. Nu cred, nu știu, că eu sunt nou aici. Ha, ok, bine atunci. Dan. Doamna! Da, zi. Mă, puteți ajuta acolo în băi. Nu mai demisiona, oricine ar zice nu mai demisionez. Nu, okay. Nu, zice de îmbrăcăminte, pe amicul meu. Apropo, poți să te întreb ceva, colegul?
Domnul Măduțu e pe aici, că îmi trebuie un taximetrist, că nu i-a plătit cursa. Mm-mm. Ok. Nu, mă duc să-i spun atunci. L-a ajuns tu pe da, Andrei să îmbrace. Du-te, du-te, ia cu tine, că perfect. E frățiorul tău și îmbracă, da? Bine, haide Andrei, după mine. Hai că mă duc să văd dacă domnul pe aici. Domnul Măduțu nu-l găsim deocamdată, mă scuzați. Mai puteți să așteptam încă 2-3 minute maxim, eu am de mers în altă parte acum. Nu-i nicio problemă. Dar cam, cât, cam cât a costat? A, nu e mult, 50 de lei. 50 de lei, hai că ți-o facă transferul. Nu e asta problema, problema e că aș avea nevoie de o mașină, dacă ar putea cineva să mă ajute până la garaj. Două minute, cred că am eu o mașină de mai multe locuri, 2 minute. Da, am, haide că... 2 minute, trebuie să bag, 2 minute că trebuie să bag înapoi în garaj. Ok, haideți după mine. La parcarea de taxi, dacă puteți. Mă, întinde-te un pic mai în față și pun acolo pe GPS dacă te rog frumos. Că nu știu pe unde ar fi mai exact. Ok, pun eu, da? Da, desigur. Întinde-te un pic mai în față și pun dacă poți. Îți spune la domnul de lângă mine pe unde ar fi mai exact și te coordonate, eu știu. Nu, cunosc eu, cunosc. Ah, ok, atunci mă dirigez tu. Să vă puneți centurile, că de obicei nu, mai am mai dus pe cineva care are niște probleme cu tensiunea. Dacă știți la ce mă refer. Să nu vă crească da, absolut, și vouă. Absolut, da, da, știu. Ok, poți să-mi spui niște coordonate pe unde ar trebui de aici? Numai puțin. Imediat. Ok, v-am pus pe GPS. Perfect. Te grăbești acum la înapoi sau? Nu, nu, nu neapărat. Ok. Asta e jobul meu de taximetrist. Da, da, da. Mă bucur. La voi merge la firmă treaba. Merge destul de bine. Mă bucur. Da. La voi? Păi, la noi, na, mai slăbuți, așa. Taxiul, majoritatea au mașini, au... Da, și nu. No. Vezi, majoritatea și închirează, adică... Preferă, da, și Măduțul a prins un temporal mai urât și a cerut taxiul, altfel mergea, nu știu. Da, 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 nu știu că nu l-am întâlnit pe domnul Măduțul, din pusele colegilor mei e posibil să fie în spate acolo în depozit, nu știu. Posibil, posibil. Nu, ce problemă, o să mai întâlnesc. Da, sigur, în caz dacă îi poate, te va contacta el chiar după, adică... Bine, nu e o sumă colosală, adică, nu. Aș putea să-ți plătesc eu acum banii, nu e nicio problemă, mă înțelegi. Bine, lăsați, nu, acum m-a ajutat să merg la taxi, ok, e aceeași lucru. Da. Păi trebuie să dau înapoi, știi? Știți cum e, o mână se spală pe alta, poate odată o să mă ajutați dumneavoastră. Împreună fața, corect, corect. Păi da. Foarte bine. Trebuie să mă duc un pic și eu până la medic, dar un pic mai acolo să mă duc, pentru că am niște probleme cu tensiunea din câte observ. Am niște palpitații la inimă de... Știm că am toți pățim lucrul da, ăsta. Da, da, da. E ceva de la munți. E posibil, da, ceva prin aer, nu știu. Presiune, ceva, da. Ceva ce... Ne-a lăsat cu una și ne-a luat cu alta. Da, 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 poate s-a aruncat ceva din avion, niște prafuri de alb pentru insecte, cine știe. L-am inhalat noi, na. Dai seama, pe laboratoarele astea lor, pe aici, pe pământ. Da, ei știu ce fac, asta nu... Da. Până nu zice, cumpărați-vă secrie, eu n-am nicio problemă. Pe ce să mai cumperi, sac negru și direct da. Ars? Ce să mai dai bani pe secrie, pe alea, nu mai... Da, grăbesc un pic pasul. Nu-i problemă. Că mă duc și după aia cu... colegul ca să se îmbrace și atunci după aia mergem și noi la okay, la firmă. Pe aici mă duc bine sau? Da, 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 foarte bine aici, la dreapta, te rog, pe supod. Ok. O să fie o chestie de sărit puțin așa, dar nu o să sari. O să te oprești că o să merg eu pe jos. Imediat, da, bine. Să zic, eu să oprești. E ok, aici.
perfect, perfect. Lasă-mă aici. Ok, n-ai pentru ce. Bine. O zi frumoasă ai în continuare. O zi bună. Și pa la muncă. Spor la muncă, ciao, ciao. Na, bun, mă duc acum să te îmbrac repede și după aia fugim la firmă, perfect? Ok. Ok. Guys, episodul ăsta nu știu cât o să dureze sau așa mai departe, dar o să fie destul de mult. Păi o să vorbesc cu șeful și o să-mi zic, o să spun acolo, să-mi dea 50 de lei, că mă duc să ajut. Glumez, mă, n-am nevoie, stai liniște, că și pe mine m-au ajutat alții. Mă înțelegi? Da, da. Mare atenție cu palpitațiile inimii, vezi că o să mă duc un pic să mă tratez sau nu, 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 mai încolo, sper să nu, ba, o să mă duc de acum. O să mai stai un pic cu mașină, dacă te rog. Da. Mă duc să mă iau medicamentele. Ai apă la tine. Da, am. Să mergi să-ți cumperi neapărat. Da, să-mi dai. Dacă te rog. Poftim. Eu ți-am dat 14 stick. Mamă, dă-mi-le înapoi. Așteaptă-mă un pic aici. Trebuie să mă duc să mă tratez, guys, să durez un pic videoclipul ăsta. Aș încerca să-l și editez ca să nu fie așa de lung. Am vrut să mă și bag live prezențial, dar nu am la hotărârea ca să fac un mic mare videoclip. O să durez un pic, gen, o să vedeți unde o să opresc videoclipul, că nu vreau să-l fac nici de vreo 50 de minute, ai clar. Na, ideea că atunci când îți crește te duci la consult, dacă erau medici aici, sigur facem și cu ei roleplay. Dar până atunci nu. Mergem repede să îmbracem și după aia mergem, fugim repede să facem curse. Cam asta o să fie. În caz dacă se va face ceva, din câte am înțeles, se va organiza ceva frumos astăzi, o să le anunțe pe stație. Și atunci o să mergem mai repede. Trebuie să mă las, că las mânca apa aia acolo. Haide. Vehiculele mele. Adică asta că trebuie să închiriez. Nu te plimba peste tot, pentru că e posibil să vină pe ăla cu garaj. Hai, pe aia mașină repede. Hai, că am înțeles. Hai în mașină. Nu te plimba peste tot, că e ăla care vine cu tractările, când aduce mașina. E posibil să, da, fie ciudată faza. Da, ok. Bun. Lasă-ți apele alea la tine, mergem acum la magazin, îți mai cumperi. Și grăbește-te un pic, pentru că nu vreau să stau toată ziua, mă înțelegi? La ceea ce spun. Ok, numai ce-am zis numele. Numele? Dacă nici eu nu mai știu. Stai că nici eu... Ce vrei? Ce vrei ce atâta stația? Mai ce n-au apă? Lapte, ar trebui să-mi iau vreo 15 bucăți. Ia, ce cât 160, 51, ia. Văd un pic de lag, sper să nu afecteze pe live, zahăr. Na, ți-a luat? Da. Hai. Oh, băgăm neaș.
Hai, repede. Bun, deci, te duci așa. Ai la brațe 23. La brațe 23. M-auzi? M-auzi? La brațe 23. Bun. Tricou 15. Jachetă 155. Jachete 155. Da, nu se pune. Păi dacă te joci cu ele, ce să-ți fac? Hai că în ritmul ăsta îl țin până mâine. Pute-te pe aplicație, ok? Ok, mersi. Bun, hai că te mai ajut cu ceva? Bun. Ok. Bani are, după aia sunt tu la taxe, nu? Da, da, da. Bun, ok, spune-i direct acolo să te aducă, îi pui tu, ce, îi pui da, de la... Da, da. Ok, mult succes. L-aș fi așteptat, da, să-l aștept, mă. Hai, mă, să-l aștept, cam... În caz dacă nu... Dacă nu vezi culorile la bluză, pantaloni, etc., e posibil să fie decolorate și atunci să faci o îngerească, mă înțelegi? Da, mă îngerescă că dai. Bine, bun. De acolo ne auzim. Hai că trebuie să mă duc. Îmi pare rău, Andrei. N-am ce să fac. Nu vreau să țin episodul 20-30 de minute. Din păcate, dacă aș fi fost live, bă, clar că aș fi avut timp, pentru că, deci, da. Eu trebuie să meargă să-și cumpere stațe, băgam iaș, da, stai că mă duc să-i cumpăr o stață. Da, bravo. Ai ciudat că nu te-am auzit. A, nu știu cine vorbește efectiv pe stață, că eu n-aud. Numai băiatul ăsta, ce a vorbit înainte. Iar am problema asta, mă. Nu pot să cred așa ceva. Hai că nu-i dă una. Mamă. Stați, 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 hai să vedem. Deci, o stație în plus. Mam, nu, 15, una. Și un telefon la 1000? Na. Asta e. Hai că mă duc să-l dau. Normal, poate și el închiria, dacă... Ia mă, e gata. Până mă învârtă pe aici și ele, gata, ești nebun. Noi bai că o să facem felul următor. O mai facem un episod după. Andrei, mă auzi? Tu ești Andrei?
Vezi că îți dau două chestii în ăsta. Știi să deschizi stația și telefonul. Telefonul da, Tatian. Pe stația apeși pe mușchiul tab și de două ori cum ar fi apeși pe ea, știi? Mă înțelegi? Pe numărul 69, dar mare grijă ce faci. Hai, alo, că... vezi că umbli pe sens unic ăla cu tirul de aia mai spre paletă acum. Și după aia pe... vezi că ți apare acolo ceva cu enter. Acolo dai și după aia pe esc. Deci mai multe butoane ai acolo pe stația aia. Pe enter și pe esc. După ce ai scris numărul de la stația. Da. Ok, perfect. Bun, hai, pieți pe ăsta pantalonii. Hai că zic repede pantalonii. Da, 137 cu 4. Hai repede, 137 cu 4. Cu textura 4. Și vezi că după aia trebuie să o salvezi. Ar mai fi... La bocanci din picioare, păi 12 cu 3. Și salvează după aia ca să știi care e. Uite. 12 cu 3 pantofi. Ha, mă, că l-ajut până la final, n-am ce să fac asta și dacă o să fac două episoade. Perfect, salvează acum și hai că te aștept la mașină, repede. Da, pune centură. De acum o să-ți explici colegii cum stă treaba. Cu treaba, da. Ok? Da, merge. Dar vezi că tu o să trebuiască, îți dau chestie, tu o să trebuiască să mergi să parchezi tirul, tu va trebui să iei marfa, relata, sau ce o să trebuiască să te duci. O să-ți explici colegii, tu o să iei numai cursă scurtă, cum ar fi până în 3-4 km maxim. Și în rest, atâta. Dar mare atenție, pentru că dacă îi să iei mai mare, nu o să poți. Pentru ADR, ADR și așa mai departe, o să ai acolo niște chestii pe calculator, de unde e și pe ăsta. Pe alea trebuie să le învățăm și să susținem un test pentru ADR și așa mai departe. Bun. Acum tu vezi pe viitor pentru tine, na, dacă știi tu. Să nu uiți niciodată casa, pe unde-ți apartamentul la hotel. Mă înțelegi? Oh, no. Acolo este fix lângă arbaia, mi-era să zic. Lângă job center, cum ar fi. Locuri de muncă. Fix acolo e hotelul. Pe acolo unde te-am întâlnit astăzi. Da. Bun, perfect. Și mare grijă. Vezi cum ieși de aici, că ai acolo cum ar fi ăla de pe cost, dacă îl vezi aici în stânga, să nu dai în el, că mi-a întâmplat astăzi. Dar nu zice mai departe. E posibil să facem și ceva nebunele astăzi. Un pic mai încolo, dar vedem. A rămas fără motorină, nu? Stai un pic să vedem. Am înțeles. Ce trolă rămpuțit. Doamne. Hai că facem drift cu ăsta. Logan cu apucată de bărbă. 1-4, rupe asfaltul. A, colegul, am crezut că ai rămas fără motorină acolo. Bun, mult succes! Hai, guys, că facem repede o misiune. Adică un transport. Mamă, ce culoare are acolo la asta.
Let's go. E bine acum că e un pic mai mare, mai multe zile. Vedem despre ce e vorba și asta. Voi încerc să fac thumbnail-urile cât mai bune, pus un pic funny, desigur. Dar na. Hai că am plecat eu repede. Bă, după cum am și zis, nu răspund de nimeni. Mi s-a întâmplat dacă da, să întreb pe cineva. Adică lumea m-a întrebat că de ce zic treaba asta. Ideea că am jucat pe un server și... Băiatul meu ce făcea? A început să scripteze pe serverul ăla, un abonat de-a meu. Și un... am cunoscut, să zic așa, că am mic, na. M-a început să scripteze pe server și... Ideea care a fost că, nu știu, n-am făcut prea bine astea, scripturile, decât o zis player, a început să mă jure și a început și mie să vină în privat să mă jure toți copii. Și atunci, nu, eu nu o să răspund de nimeni, frate, asumați-vă dacă vă luați bani, dacă sunteți buni, vă ajungeți unde trebuie, ne întâlnim că asta e. Deci, nu contează. Trebuie să fiți bun ca să fie cât de cât, știi? Adică, na. Episodul ăsta e pe repede înainte, l-am făcut rapid pentru că, na, eu am luat o considerare și ar trebui eu aici să mă bag cu spatele, nu? Da, cu spatele ar trebui să mă bag, că altcumva n-am nicio șansă. Așa că vă aștept pe server, o să aveți în descriere tot. Dacă în caz că vă va trebui mai multe chestii, da. Aici aveți alte sisteme care, pun exemplu, clar că vă va ajuta. What the fuck? Păi și ce fac, frate, aici? Da, uite, în legătură cu treaba asta, m-am chinuit pe live, efectiv de n-am avut nicio treaba. M-am chinuit pe live? Nu știu cât poate să meargă în față, dar... sau în spate. Hai, mă. Normal trebuia să fie bună. Deci nu-mi zice că trebuie să mă întorc cu fața, să bag aici. Normal nu. Iar o să stăm 5-10 minute. E salariul să dă fix. Nu e nicio problemă. Deci nu trebuie să vină lumea să plângă de salariu că bă, că uite-te care toată schema sau că eu nu primesc salariul sau că este oamenii să... să tot plângă de bani sau așa mai departe. Salariile le primiți, nu e nicio problemă. Ce eu nu găsesc ca să... Deci sunt pe linie, efectiv. N-am niciun habar, jur. Normal, cum ar trebui? Invers să vin. Grijă pe acolo, pe la sediu, să nu vă ia poliția dacă mergeți pe contrasens. Amor, pe cale. Mă duc să întorc. Dacă nu reușesc până la... încă un pic. E clar ce o să fac, o să închid episodul. Nu cred așa ceva. Hai că am înțeles. Ok, o să prim episodul. Noi, asta e, n-am ce să facă, pare rău. Ideea că... Da, mulțumesc încă o dată și... Da, stai pic. Salut. Salut, am o mică problemă.
Am încercat să parchez cu spatele, n-a funcționat în checkpoint. M-am fost la parametri normali, am încercat să mă întorc și m-am băgat cu fața și am ajuns aici. Și tot nu mi-a apare ca să dau, să dau asta. Poți să mă ajut, te rog? Da, eu pot să ți-l pun iar înapoi cum era. Dacă te rog. Ia vezi. Stai să văd dacă pot să acum să fac. Vezi, că poate trebuie băgat cu spatele. Da, nu e cu fața. A mers? Da, e cu fața, merse. Perfect. Eu am încercat cu spatele, știi, să-l bag și nu. Da, da, da. Na, bine, mulțumesc frumos, papa. Da, pentru ce te-am făcut. Și eu, papa. Deci uite-te aici, sunt admin poartă de treabă. Da, nici n-am oprit, așa că eu o să mă duc la firmă, guys. Mă, încă o dată, nu uitați de butonul de like și subscribe, mă ajută foarte mult. Ca să vedeți și voi mai mare content și mai mult și cu thumbnail-uri faine. O să vedeți ce thumbnail am făcut. Eu v-am pupat încă o dată, pa, pa.